Județul Mehedinți a fost noaptea trecută sub avertizare meteo de cod roșu de vreme rea. Cristinel Pavel, prefectul județului, s-a deplasat în zonele afectate din Mehedinți pentru a coordona operațiunile de intervenție necesare în urma producerii inundațiilor provocate de căderea cantităților mari de precipitații. Câteva gospodării din orașul Baia de Aram au fost inundate de apele scurse de pe versant. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele afectate și au protejat cu saci de nisip locuințele cele mai expuse. Inundațiile au produs pagube și pe raza comunelor Izvorul Bârzii și Prunișor. Situația este permanent monitorizată de instituția prefectului Mehedinți, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și Sistemul de Gospodărire a Apelor.